putem acționa? Ce poate face protecția consumatorului în cazul acestor facturi uriașe? Care sunt competențele, de fapt? Care sunt limitele pe care le are instituția pe care o conduceți? Că de foarte multe ori când te simți nedreptățit, spui, las că merg eu la protecția consumatorului și le arăt eu lor. Și uneori îți dai seama că nu poți avea, de fapt, câștig de cauză pentru că nu este în competența ANPC. Aici, așadar, care e competența dumneavoastră? Ok. Noi avem situații concrete. La Brașov am întâlnit o situație în care un furnizor de energie electrică a facturat, majorat consumul anumitor cetățeni brașoveni. În situația respectivă aplicăm sancțiuni contravenționale din Ordonanța 21 privind practicile comerciale de pe piață ale operatorilor economici și aici mă refer la afectarea interesului economic al consumatorului, afectarea interesului economic al consumatorului prin neaplicarea prevederilor Ordonanței 118. Ceea ce poate face concret este că atunci, în situația în care oferta sau factura pe care o primește nu concordă cu ceea ce a avut dânsul în contract, să trimită o sesizare către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor. Sigur că splituim competența cu Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei, care se ocupă de formele de contract existente astăzi pe piață, și în situația de care vorbeați dumneavoastră mai devreme, consumatorul cu siguranță ar trebui să facă o sesizare mai întâi către operatorul economic, respectiv furnizor, să găsească o soluționare amiabilă acolo și dacă în situația în care nu găsește această soluționare amiabilă, nu trebuie să plătească, trebuie să se îndrepte și către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor. Specialiștii noștri vor verifica exact modul de calcul în conformitate cu prevederile actuale legale, vor vedea dacă s-au aplicat sau nu compensările, plafonările conform prevederilor legale și în situația în care modul de calcul nu este corect, sigur, cu celeritate se vor restitui sumele dacă s-au plătit, dacă nu s-au plătit, se va refactura clientul respectiv.